În cadrul activităților culturale dedicate zilelor municipiului Câmpul Lung, la Casa de Cultură Tudor Mușatescu a avut loc lansarea a 3 cărți semnate de poeta Maria Chirtoacă și a ultimului număr al revistei trimestriale de umor Acidava. Despre facerea acestei publicații, care a ajuns la numărul 28, a vorbit redactorul șef adjunct Gheorghe Cârstina. Noi am căutat în revista aceasta să nu înțepăm pe nimeni, dar pișcătura eu cred că e bună venită și am început cu Tudor Mușatescu și am evocat aici la început festivalul Tudor Mușatescu care a fost acum un an, s-a ținut datorită COVID-ului online și am avut bucuria să avem participanți la acest festival, care îi avem și aici, din Canada, Republica Moldova, din Iași, din Cluj, din Brașov, oameni deosebiți care sunt reprezentanții cei mai de frunte ai epigramei românești. Au câștigat și premii și toți îi veți găsi aici. Avem apoi l-am sărbătorit pe Gheorghe Mitroiu, care a câștigat la Festivalul Național Concurs de Satiră Socială Tudor Mușatescu, ediția 28-a, premiul întâi la caricatură și am plinit și vârsta de 70 de ani, i-am urat la mulți ani. La secția de epigramă avem onoarea să îi avem aici pe George Corbu, președintele Uniunii Epigramiștilor pe Țară, și Laurențiu Ghiță, redactorul șef al revistei Epigrama, și apoi toți mușelenii care au trimis epigrame și poezie umoristică, satiră și fabule, toți la rând sunt cei mai buni dintre cei mai buni. Maria Chirtoacă, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a lansat numai puțin de 3 cărți publicate în decurs de 2 ani. Este vorba despre volumele Vise ale neființei, Fabule cu două fețe și Liber la bârfe. Primul volum de versuri a fost prezentat de poeta Cristina Onofre, membra Uniunii Scriitorilor din România. E vorba de această carte, Vise ale neființei, pe care eu am lecturat-o cu mare bucurie și am făcut o prezentare. Această prezentare am numit-o Spice de lumină, gânduri în surdină, spre liman pe apă lină. Titlul este, de fapt, parte din cartea doamnei Maria Chirtoacă și anume aici e împărțită cartea în 3 părți și aici, în cele 3 părți, am constituit titlul. Încep prezentarea cărții de poezie Vise ale neființei, a scriitoarei Maria Chirtoacă, cu poezia Dorință, care, după părerea mea, reprezintă chintesența acestui volum. Citez. Să-mi pui, Iisuse, Doamne, pe foaia ce o scriu, nu versul meu ca fumul, ci suflul tău cel viu. Să-mi pui, Iisuse, Doamne, pe văzul ce-l am, culoarea firii tale ca florile pe ram. Să-mi pui, Iisuse, Doamne, în palma mea uscată, iubirea să-mi florească frumos ca altă dată. Într-o seară, plimbându-mă pe străzile frumoasei dumneavoastră cetăți, m-am întâlnit cu poeta Maria Chirtoacă. Bucuria a fost încununată și prin faptul că am primit această carte. Despre fabulele și textele umoristice cuprinse în cărțile lansate a vorbit însăși poeta Maria Chirtoacă. Întotdeauna am căutat în cărțile mele să promovez cultura și arta mușceleană și mi-au făcut onoare așa cum mi-au făcut și ceilalți și sper să trăim să ne ajutăm și de acum înainte și să în celelalte cărți care vor urma să cuprind și mai mulți poeți. Am multe cărți și în Câmpul Lungul romanțat și în O dragoste fără hotare, în multe cărți am folosit imagini cu lucrările pictorilor mușceleni. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Primăria Municipiului Câmpul Lung și Casa de Cultură Tudor Mușatescu
acordă, de asemenea, diplomă de excelență părintelui Gheorghe Cristina pentru contribuția adusă la realizarea revistei de umor Acidava numărul 28 și, bineînțeles, în semn de recunoștință pentru activitatea depusă în domeniul promovării culturii mușcelene. Părinte, vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc. Sper o colaborare mai lungă și o colaborare lungă, benefică, productivă, în beneficiu nostru al tuturor și în mod special al Câmpul Lungului și al culturii românești. Aceeași diplomă de excelență de data aceasta pentru contribuția adusă la revista Acidava o oferim și o mânez doamnei profesor Maria Chirtoacă. Salut, mâna doamnă! Tot respectul! Cu acest eveniment, maratonul cultural oferit de Casa de Cultură Tudor Mușatescu din Câmpul Lung cu ocazia zilelor municipiului a luat sfârșit.